Transformarea spitalelor în centre de îngrijire a bătrânilor i-a revoltat la maxim pe reprezentanții administrațiilor locale afectate de reforma pe care o face Ministerul Sănătății. Deși Piteștiul nu a pierdut niciun spital, acest lucru îl macină și pe edilul de aici. Este strigător la cer să vii cu un program de descentralizare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dai autorităților locale unitățile spitalicești să aibă grijă de ele. Dom'le, foarte bine! Și peste 4-5 luni de zile vii și le desfințezi. Păi atunci unde e autonomia locală? În opinia edilului de la Pitești, această măsură poate avea doar două explicații. Fie că s-a dorit ca autoritățile locale să transfere o anumită responsabilitate autorităților locale, spune, domnule, nu, nu i-a desfințat, erau ale voastre, voi le-ați desfințat, orică nu s-a gândit. Deci nu știu care între cele două. Astăzi o delegație a Ministerului Sănătății a fost în Argeș pentru a vedea o parte din aceste spitale. Sunt mai multe variante, sperăm ca până la finalul săptămânii să se ia și o decizie finală, pentru ca săptămâna viitoare să putem adopta și strategia pe sănătate, a afirmat vicepreședintele Consiliului Județean Florin Tecău.